A fost o atmosferă incendiară la balul bobocilor al Colegiului Național Traian, o experiență plină de emoție pentru 6 tinere care s-au întrecut pentru titlul de Miss Boboc, însă doar una a ieșit câștigătoare. O sală plină, o scenă plină, o atmosferă incendiară și 6 fete care și-au făcut curaj pentru a anima o sală întreagă. Concurentele s-au prezentat rând pe rând, apoi a urmat proba de impresionare, unde fetele au pus în scenă niște momente memorabile, de la dans la cântat la pian. Pe lângă momentele concurentelor, seara a fost presărată cu momente care mai de care mai antrenante sau mai plină de emoție. Ultima probă a fost și a rochiei de seară, unde fetele au strălucit de-a dreptul. Cei prezenți au avut parte de o surpriză, și anume șef Foa, care a preparat pe scenă un tort Pavlova pentru câștigătoarea serii. Toată lumea aici în spatele scenei, nu știu dacă se vede, de o tonă de lume care a pus umărul și s-a ocupat de această organizare. Tortul e pentru ei și pentru cine poate să ajungă în spate. Și pentru câștigătoarea concursului și pentru toată lumea din spate, din păcate, pentru că acolo nu se poate mânca. Și nici aici. Aici, la trompeta Tru Severin, urmează să-i servim tortul frumos! Experiența din trompeta Tru Severin e o experiență minunată de fiecare dată când mă întorc aici, pentru că ven des, nu atât de des ca mai de mult, dar e minunat aici la trompeta Tru Severin, amintiri, da. Și am și prieteni, și rude, și așa mai departe. Ai mai participat până acum la balul bobocilor? Cred că da. Da. Și e mișto atmosfera, copiii sunt, cum se zice, cruzi, proaspeți, așa, la început de viață, de școală, de liceu, de colegiu, și e tare. Mi-aduc aminte cum eram eu la vârsta aia. Am făcut un tort în această seară aici la Colegiul Național Traian, pentru că am fost invitat. Sunt Ziana Stoican, m-a invitat să fac acest moment, am ales să fac un tort și să-l ofer ca premiu câștigătorului concursului, și în același timp a fost o oportunitate pentru mine să mă întorc în drobeta Tru Severin și să retrăiesc tot soiul de amintiri și de... Da, mie îmi place interacțiunea cu copiii, mai ales, pentru că sunt minunați, au multe de învățat și în același timp te învață multe, pentru că îți aduce aminte de chestii elementare. Punctul culminant al serii a fost cu siguranță anunțarea câștigătoarei. Titlul de Miss Boboc, Colegiul Național Traian 2022, merge către concurenta cu numărul 2, Stefania Stoican. Te rog, de așteptai să câștigi în această seară? Nu mă așteptam deloc. Ți s-a părut toată experiența cu balul? A fost o experiență de neuitat. M-am simțit incredibil și aș mai face încă o dată. Cât ai muncit tu pentru această performanță în această seară? Aproape 2 luni de zile, aproape. Am lucrat mult și dansatorii mei m-au ajutat enorm, mi-au fost alături în fiecare zi. Am văzut că te pricepi foarte bine la dans. Practici de mult timp? Să știți că n-am făcut niciodată dans.
dansatorii mei, cum spuneam, au tras de mine fiecare zi ca să ajung aici. Și asta a fost. Deci spune că ai un talent nativ. Da. Mi s-a părut o experiență minunată și mă bucur că am avut parte de ea. Chiar mă bucur. Ce te-a făcut pe tine să participi la Balul Bobos? Eu spun sincer, inițial chiar nu am vrut deloc să particip, dar persoanele din jurul meu m-au influențat foarte bine și mi-au spus că e o experiență demnă de trăit și am ales să o fac. Te așteptai să ieși pe locul 2? Sincer, mă așteptam, pentru că recunosc că am văzut că sunt și momente mai bune și accept lucrul ăsta, eu mă bucur că am luat și locul 2 și sunt mândră de mine și de toată munca depusă. Deci, la urmă, este o experiență foarte frumoasă. Da, eu așa cred. Ce le-ai sfătui pe fetele de anul viitor, să zic? Să fie muncitoare și să aibă încredere în dansatoarele lor și în ele. A fost un eveniment frumos. A durat foarte mult să-l organizăm, ne-am zbătut cu toții, însă eu zic că a meritat așteptarea și sunt convinsă că și publicul ar putea spune același lucru. Cum te-ai simțit pe scenă după 4 ani de zile? Ai predat ștafeta unei tinere la fel de drăguțe ca și tine. Emoționată, am trăit niște senzații de nostalgie, pentru că n-am mai fost de mult pe scenă având în vedere pandemia și toate evenimentele din ultimii 2 ani, însă a fost un sentiment frumos și mă bucur foarte tare că am avut parte de concurente extraordinare. Toate au meritat din plin titlurile și mă bucur foarte tare că am luat parte la această experiență. Seara s-a încheiat cu un show marca Maximilian, unde tinerii au fredonat minute în șir piesele care l-au consacrat, atmosfera fiind una incendiară.